Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Astăzi, invitatul cabinetului din umbră este Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției. Bună seara, domnule Cernăuțeanu. Bună seara și bine v-am regăsit. Da, ne-ați făcut azi o zi interesantă, așa că am zis să vă invităm și să discutăm pe îndelete ceea ce s-a întâmplat, informațiile care le-ați furnizat în spațiu public. O să începem, bineînțeles, cu aceste informațiile despre această nouă grupare destructurată de Poliția Republicii Moldova, grupare care pregătea haos în Republica Moldova la comanda Rusiei și cu finanțarea grupării Șor. Înainte de asta însă, vreau să vă întreb câteva chestii legate de individul Șor, ca să înțelegem unde și cum poate circula, vedem că circulă în Rusia, înapoi în Israel, iarăși în Rusia, și asta fiind în tot felul de liste de sancțiuni internaționale, fiind cândva, nu mi-amintesc și am văzut azi, am verificat știrile, fiind căutat inclusiv de procurorii ruși la un moment dat. Iată că circulă, se întâlnește cu tot felul de politicieni, deputați ruși, face declarații, ne trimite salutări de la, prin rețelele de socializare de la Moscova și așa mai departe. Ok. Spuneți-ne unde este acum Șor. Bine, noi am încercat și am fost destul de cooperanți la capitolul ăsta cu presa și am comunicat ori de câte ori am avut ceva informații. Țin să precizez că colegii noștri din Israel, la orice solicitare a noastră, au avut responsabilitatea ca să ne informeze despre unele acțiuni sau unii pași care realizează Șor cu deplasările sale. Conform ultimelor informații care am sesizat noi pe sistemul de alertă Interpol, a ieșit din țară pe data de 25 februarie, dacă nu greșesc, în dimineața zilei de 25 februarie. Bine, nu avem confirmarea unde a ajuns, dar din informațiile operative știm că este iarăși în Federația Rusă. Vedem că, de fapt, s-a schimbat paradigma aflării cetățeanului respectiv mai mult în Federația Rusă, că până la data de 25, de la revenirea din Moscova, atunci când a fost deconspirat că este la Moscova, se aflat în Israel doar o săptămână, după care a revenit, iată, începând cu data de 25, înapoi în Federația Rusă. Ce statut are el în Israel de îi permite să circule așa? Bine, el este cetățean și a Republicii Moldova, da, și cetățean și al statului israelitean. La oricare ieșire, noi și suntem informați despre acest lucru, oricare ieșire care o face sau intră pe teritoriul Israelului, o face pe baza cetățenii statului israelitean. Deci el este cetățean al Israelului. Aici și îi dă anumite privilegii în acest proces de derulare a cauzei respective penale, fiind cetățeanul statului respectiv. Cât ține de plecările lui către Federația Rusă, țin să precizez că cumva evită spațiile sau tranzitarea țărilor europene. Acest lucru se întâmplă, deci, într-o situație, am fost informat că s-a întâmplat prin Turcia, deci prin Istanbul. În alte situații informația a fost reflectată că a zburat prin Emirate. Da, în Rusia el mai este urmărit? Din ce știți dumneavoastră? Bine, noi în două solicitări, dacă nu greșesc, care le-am făcut către Federația Rusă, unde am dat câteva, o serie de întrebări în raport cu cetățeanul Ilan Șor, anume dacă el cumva este vizat în vreo cauză penală, că noi cunoșteam cu toții că în anul 2019 cumva era informația că el este subiectul unei cauze penale și în Federația Rusă. Da. Inclusiv această întrebare am dat-o către Federația Rusă, dacă cetățeanul Ilan Șor sau cetățeanul respectiv din imagine respectivă, care posibil să aibă și o altă identitate în Federația Rusă, este cumva subiectul unei investigații de infracțiuni pe teritoriul Federației Ruse, la care nu ni s-a răspuns nici până în ziua de astăzi. Dar constatând că circulă pe teritoriul Federației Ruse, ne dăm foarte bine seama că chiar dacă era această cauză penală, cumva, iată,
s-a trecut prea altă palieră care îi dă alte facilități. Ar putea să aibă altă identitate, o identitate rusească? Deci, pornind de la anumite circumstanțe care noi le constatăm și în raport cu alți cetățeni ai Republicii Moldova, pe teritoriul României, care constatăm că au diferite nume și diferite prenume, deci cu siguranță există premiza existenței și a unei alte identități. Eu vreau chiar să remarc aici că atunci când a fost prima ieșire din statul izraelitean și când ne-am adresat către toate statele membre Interpol, prin intermediul Direcției de Cooperare Polițienească Internațională, anume solicitarea asta și a fost să ne comunice dacă acest cetățean Ilan Șor sau cu posibil o altă identitate, de ce am rugat ca să fie suprapus prin analiza de imagine, dacă această imagine poate fi regăsită și pe un alt act de identitate cu altă identitate a unei alte persoane, dacă e posibil. Deci, din alte țări nu am primit un răspuns deoarece nici nu a ajuns. Federația Rusă cumva a evitat de a ne da răspunsurile respective. Bun. Au refuzat rușii să ne-l extradeze. Asta am înțeles din ce a spus directorul Interpol Moldova. Da, aici vreau să fac o remarcă. Așa. Că de curând, la încercarea de extradare prin căutarea Interpol este cu refuzul care l-a dat Federația Rusă, așa, dar în același timp Ministerul Justiției a încercat prin acțiunea bilaterală dintre state ca să și-a cerut și Ministerul Justiției extradarea cetățeanului respectiv. Ministerului Justiției din Rusia? Deci, aceasta este procedura. Se realizează prin intermediul Ministerului Justiției extradarea persoanelor. Și nu există, deci, până un când răspuns. Nu a venit un răspuns. Dar pe linia Interpol există un refuz. Deci, exact, pe linia canalului Interpol, Federația Rusă a dat un răspuns la acest capitol. Că e chestie politică. Ceea ce este absurd total, deoarece articolul 3 din Constituție nu este competența unui stat membru de a califica, din Constituția Interpol, exact, pentru telespectatori. Exact, exact. Uh-huh. Articolul 3 din Constituția Interpol nu este competența unui stat de a cataloga și a atribui acest articol unei persoane aflate în căutare. Aceasta este o competență exclusivă a subdiviziunii din cadrul Interpolului. În acest context, noi am recurs, eu personal am semnat o scrisoare și în adresa conducerii, inclusiv a directorului Interpol și a secretarului general Interpol. De la Lyon. Exact, cu referire la acest... Așa, și... Am fost informați, au cerut și explicații și Federației Ruse și Israelului din ce considerente nu s-a aplicat și nu se respectă aceste mecanisme. Să vedem care vor fi acțiunile de mai departe. Da, ce se poate întâmpla? Înțeleg că nu aveți un răspuns, dar bine, adică poate fi sancționat Rusia în vreun fel? Bine, cred că m-ar depăși pe mine ca să fac anumite. Aceste acțiuni se iau în cadrul reuniunii Interpol, care are loc anual, acolo unde se primesc decizii, inclusiv legate pe astfel de aspecte. Dar asta urmează deja să fie decis la, cu siguranță, la reuniunea care va fi următoarea reuniune. Noi, ca membri stat a Interpolului, vom ridica acest subiect pe ordinea de zi în și cadrul... Nu doar în privința lui Șor, să-l ridicați. Nu, deci vom ridica pe aspecte de căutare Interpol, acolo unde anumite state nu își onorează obligațiile ca parte a componenta Interpolului. Da, că și Plahotniuc, din câte mi-amintesc, a fost radiat la un moment dat din baza de date a Interpolului. Foarte interesant. Exact. Bine, nu am dreptul eu de a da aprecieri și de a judeca reprezentanții Interpolului, dar cu siguranță pentru noi tot există anumite neclarități în anumite procese care se derulează. Bun, ultima întrebare și mergem spre cazul dezvăluit azi. Noi știm cum a fugit Șor din țară? Bine, este o examinare care a fost pornită la acea etapă în anul 2019 și de către Serviciul Protecției Interne și Anticorupție de comun cu Poliția de Frontieră, dar la acest capitol competența nu este sau depășește competența și atribuțiile poliției, deoarece este o competență a procuraturii. Dar din informația care o dețineam și noi și o deținem la etapa actuală, noi cunoaștem cu toții, nu este un secret, că
conform și răspunsului de la Kiev, Ilanșor doar a zburat de la Kiev pe data de 16, dacă nu greșesc, 16 luna 6 2019, a zburat de la Kiev spre Tel Aviv, ajungând la Tel Aviv, pe data de și răspunsul de la Tel Aviv, ne-a venit confirmarea că atunci la acea etapă că de la a aterizat la Tel Aviv pe data de 17 a 6 2019 cu zbor venit de la din Ucraina. Acum rămâne să vedem două aspecte. Fie a fost o traversare undeva ilegală sau un zbor care s-a demarat spre Ucraina într-un mod fără înregistrarea persoanei, fie a doua variantă a părăsit teritoriul Republicii Moldova prin zona necontrolată, segmentul Transnistria. Uh-huh. Dar am spus, nu este un dosar în competența noastră și nu este în gestiunea noastră, este doar o versiune a mea personală care... Da, înțeleg. Nu, eu îmi amintesc că atunci, învăltoarea evenimentelor de atunci, îmi amintesc și este știrea pe internet despre un avion care a aterizat undeva pe un câmp. Nu vă amintiți știrea asta? Bine, au fost versiuni, dar am spus, da, pornind și de la statutul care îl avea la acea etapă, era competența directă a organului de urmărire penală din cadrul procuraturii. Bun. Spuneți-ne cum percepeți dumneavoastră, iată, aceste informații pe care le-a dezvăluit domnul Musteață, pentru că am văzut inclusiv tot felul de indivizi politicieni din Republica Moldova care îi cer demisia pentru că, spun ei, isterizează societatea. Din punctul dumneavoastră de vedere, ceea ce a spus domnul Musteață, e isterizare sau e ceva la care ar trebui să fim vigilenți și există temei pentru asta? Eu vreau să confirm că trebuie să fim vigilenți. Minusul sau dezavantajul instituțiilor statului și aici în situația, în circunstanța respectivă a domnului Musteață este aceea că unele informații sau unele acumulări de informații care le deține, având parafa secretă, el nu le poate dezvălui. Deci nu poate deschide absolut toate cărțile de a arăta ce se cunoaște și ce este, deoarece asta ar dezvălui un secret de stat sau un act parafat. Și aici este cumva dezavantajul care poate mulți din cetățeni nu înțeleg din ce considerente sau ce a avut, care este substratul total al ceea ce a spus domnul Musteață, dar vreau să afirm și eu și să declar că cu certitudine ceea ce a spus domnul Musteață ne este cunoscut și nou și de fapt am avut unele interferențe și chiar la unele situații ne-am intersectat pe anumite documentări și informații. Uh-huh. Ok. Despre acest caz pe care l-ați făcut public azi și aici o să vorbim mai mult. Înțeleg că acțiunile, perchezițiile propriu-zise au fost făcute pe 1 martie și azi, corect? Da, exact. Așa. Spuneți-ne cum ați aflat de gruparea asta. Bine, sunt și acțiuni de urmărire penală, sunt și acțiuni de investigație, dar dar sunt și oameni de bună credință din care cumva conștientizează anumite lucruri și din rândul acestei grupări criminale. Iată, eu la asta azi am fost tare atent, cum a spus doamna Drăgălin. Și da, eu înțeleg, dar ei ce interes ar avea să vină și să-l toarne pe... Bine, la un moment eu intuiesc sau realizez că, mai ales după modificările care au avut loc în iarna anului 2023, care sunt intrate în vigoare deja, și pornind de la anumite circunstanțe, oamenii cu capacitate și cu rațiune de plină conștientizează că anumite situații ar putea veni în favoarea lor și nu în detrimentul lor, dacă ar întreprinde acțiuni și ar conlucra cu organele de drept. Și vreau să vă spun că să afli despre nu un apartament conspirativ, dar 3-4 apartamente conspirative care stau în aceeași scară de bloc și știi exact în care stau banii, ne dăm foarte bine seama că nu știi patratistul sau curierul de rând. Este o chestie care cumva... tot. Bine, și numărul lor nu este atât de mare care l-au cunoscut, dar fapt că informațiile care le aveam noi cumva au fost confirmate și de pe
unele surse din interior, că da, este așa ceva, iată care e. Și cel mai important, că doar am știut exact în momentul când am intrat, că toți banii erau puși pe podea și se lucra la împachetarea lor în plicuri și am intrat pe flagrant în momentul împărțirii lor în plicuri. Da, foarte interesant. Am văzut reacția lui Șor, el a spus că imaginile video care au fost prezentate au fost trucate. Bine, imaginile video sunt imagini autorizate, deci absolut toate imaginile au fost autorizate, au fost autorizate măsurile de investigație de către judecătorii de instrucție, sunt măsuri autorizate de cel puțin 30 de zile, care au fost în derulare și sau, iar dacă dumnealui declară astfel, intuiesc că se simte că este parte a acestor acțiuni și se simte cumva o parte normal din responsabilități. Dar eu aș recomanda, dacă declară astfel, să ceară avocatul publicarea deplină a acestor video și să-și dea acordul ca tot video să fie dat public și să prezentăm toate probele ulterior în public. Mai ca sunt... să vedem dacă sunt montate sau nu. Aha. Mai sunt chestii interesante, bănuiesc, acolo. Cu siguranță. Da? Facem o paranteză aici, pentru că s-a mai întâmplat un eveniment interesant în paralel zilele acestea. Bașcanul Găgăuziei, Evgenia Guțul, a fost la Moscova, s-a întâlnit cu Vladimir Putin. Am văzut declarațiile care s-au făcut, a cerut ajutor lui Vladimir Putin pentru Găgăuzia și Putin a spus că va oferi acest ajutor pentru Găgăuzia. Pe de altă parte, șeful Serviciului de Informație și Securitate, în acele declarații pe care le-a făcut săptămâna aceasta, a spus că Găgăuzia ar urma să fie factorul declanșator al haosului, a avertizat cetățenii Republicii Moldova să fie vigilenți la evenimentele care se întâmplă, se vor întâmpla în sudul Republicii Moldova și noi vedem deja această forfotă care se încearcă a fi provocată. De asta am zis să discutăm în această seară și acest aspect cu Mihail Sircheli, jurnalist din Autonomia Găgăuză. Domnule Sircheli, bună seara! Vă salut! Da, bună seara! Da, legat de această vizită la Moscova, spuneți-ne cum ați perceput dumneavoastră ca locuitor al Găgăuziei, ca jurnalist din Autonomia Găgăuză, această întâlnire a Evgeniei Guțul cu Vladimir Putin, în privința căruia Curtea Penală Internațională de la Haga a emis mandat de arestare pentru crime de război. Eu, în genere, consider că alegerea Evgeniei Guțul, adică nu știu dacă o putem numi alegerea, deci faptul că ea ocupă fotoliul de Bașcan este o insultă foarte mare pentru comunitatea găgăuză. Și evident că această așa zisă alegere a fost posibilă prin implicarea directă a Moscovei, prin finanțarea grea a campaniei electorale, și, practic, distorsionarea spațiului politic și electoral din UTA Găgăuze. Și problema e că fiecare participant la acea campanie electorală, asta știți cum există un cuvânt italian, omerta, da? Deci fiecare a fost implicat în acea operațiune specială care, la final, a avut ca rezultat alegerea Evgeniei Guțul. Să reamintim că Evgenia Guțul, nimeni nu a știut despre Evgenia Guțul o săptămână, nu, mai puțin de exact înainte de alegeri. Da. Da. Și evident că fără implicarea Rusiei, acest lucru n-ar fi fost posibil. Și iată, acum, Vladimir Putin, prin această fotografie, a confirmat că, de fapt, el, nu știu dacă personal sau oamenii lui, au asistat în alegerii Evgeniei Guțul. Și eu mă întreb, deci, pentru că cu această fotografie, Putin ce vrea să ne spună? Că Evgenia Guțul acum este liderul opoziției pro-Kremlin din Republica Moldova? Pentru că Dodon, de exemplu, nu are o fotografie proaspătă cu Vladimir Putin. Irina Vlah nu are o fotografie proaspătă cu Vladimir Putin. Dar Evgenia Guțul o are. Și să înțelegem că Evgenia Guțul a fost numită... Deci, șefa opoziției pro-Kremlin din Republica Moldova.
Și eu întreb pe cei politicieni proruși, ei nu consideră asta ca o insultă pentru ei. Și eu n-am văzut, de fapt, să fie o reacție și nici n-am văzut reacție de la Forț Bașcani, deci ca ei să vină și să spună, ei, dar cum așa, voi ne... Este o insultă față de ei, în primul rând. Noi atâta rupem cămașa pentru voi aici și voi faceți poză cu doamna Guțu. Da, și voi ne insultați așa, în așa mod. Așa. Da, am văzut postarea dumneavoastră legată de această întâlnire a celor doi. Și spuneți acolo că toată lumea vede că Putin toarnă benzină pe Găgăuzia. A turnat deja benzină pe Găgăuzia, însemnând asta la figurat, evident că Putin agită spiritele acolo. Acum, legat de asta, vreau să vă întreb cum vedeți dumneavoastră această agitație a spiritelor, agitarea spiritelor din interior de acolo. Adică, din observațiile dumneavoastră, care sunt narațiunile în care le utilizează politicienii și dacă simțiți dumneavoastră că, într-adevăr, ar exista un pericol de factor declanșator, așa cum a zis șeful SIS. Într-adevăr, se agitează spiritele și, figural vorbind, se toarnă benzină. Și această benzină a început să fie turnată încă de Irina Vlah. Să nu uităm că Irina Vlah a fost unicul politician din Republica Moldova, care nu a felicitat Maia Sandu cu victoria la alegerile prezidențiale. Deși Maia Sandu, 2 ani înainte, alegerea ei în funcție de președinte, a felicitat Irina Vlah cu realegerea în funcție de Bașcan, deși noi atunci spuneam că alegerile nu au fost libere și nu au fost corecte. Eu am vedere alegerile Bașcanului din 2019. Și să nu uităm că o săptămână înainte de alegerile prezidențiale din 2020, da, la Comrat a fost organizat un meeting în susținerea lui Igor Dodon, unde a participat și Irina Vlah, unde da. Se cânta «Tavai strana agromna, stamai na smertnoi boi, s fașistkai silai tiomnoi, s prokliatai ordoi». Noi cu toții înțelegem pe cine a avut în vedere cu fașistkai silai tiomnoi și ei... strigau să moară dușmanii și noi toți înțelegem pe cine i-a avut în vedere sub dușmani. Și imediat după alegerea Maia Sandu la funcția de președinte a Republicii Moldova, Irina Vlah a început retorica că iată ei nu ne respectă, ea trebuie să vină la noi să ne respecte și să arate respect față de noi, ea nu m-a invitat acolo, ea nu m-a invitat aici, nu m-a inclus acolo, nu m-a inclus aici. Și asta nu a fost o singură declarație în toți acei 2 ani. Dar ea a făcut acele declarații fiecare zi. Da. Care a fost miza? Miza a fost să izoleze comunitatea găgăuză și să creeze o imagine de inamici sau chiar dușmani în față de... imaginea Chișinăului ca un dușman față de Găgăuz, că Chișinăul vrea să distrugă autonomia Găgăuză, că Chișinăul vrea să distrugă poporul Găgăuz și așa mai departe. Și toată această retorică, ea nu s-a terminat și până acum. Acum au preluat Evgenia Guțul, deci ei de fapt au pregătit situația când spiritele sunt agitate și fiecare acțiune a Chișinăului este percepută ca o acțiune ilegală și nelegitimă. Voi țineți minte, dar pe 16 mai anul trecut, după alegerile Bașcanului, când CNA-ul a venit cu percheziții la Comitetul Executiv, Comisia Electorală Centrală. Da. Și voi ați văzut cum ei imediat au organizat proteste, imediat au organizat sesiunea specială a adunării populare. Da, da, da. Da? Aproape au recunoscut Evgenia Guțu Bașcan fără decizia curții de apel. Deci ei au fost pregătiți deja să proclameze Republica Găgăuză. Deci și iată, asta a arătat cum se percepe Chișinău și cum se percepe acțiunile legitime a organelor de drept în Găgăuzia. Și aceasta datorită acelui narativ care a fost început de Irina Vlah și continuat de Ilan Șor în Găgăuzia acum. Da, tot despre percepția dumneavoastră, vreau să vă întreb cât de
loiale vi se par reprezentanții structurilor de securitate, de poliția, față de puterea locală de acolo, asta despre care ne-ați vorbit dumneavoastră. Adică noi despre asta o să discutăm și în studio, pentru că este unul din aspectele care ne îngrijorează. Adică polițiștii de acolo, vrem să înțelegem dacă îi simțiți ca responsabili în raport cu Chișinău sau responsabili în raport cu autoritățile de acolo din autonomia găgăuză. Haideți să reamintim ce noi am avut cei 4 ani când a existat așa zisă Republica Găgăuzească, proclamată, dacă țineți minte, 19 august 1990 și a existat până așa. 1994. Uh-huh. Organele de drept atunci nu se subordonau autorităților de la Comrat. Unica clădire care se subordona autorităților de la Comrat a fost clădirea unde se află acum Comitetul Executiv și Adunarea Populară. Organele de drept, școlile, instituțiile medicale se subordonau Chișinăului. Uh-huh. Și primeau salarii de acolo, și primeau instrucții de acolo. Uh-huh. Da, ei au fost într-o situație foarte dificilă, pentru că comunitatea locală a fost loială autorităților politice și au fost nevoiți să se află, nu știu cum în română, în rusă este o expresie между молотами и наковальней. Da. Și cred că acum situația cam aceeași. Dar, după cum văd, autoritățile de drept, chiar și SISO, au făcut niște remanieri, adică personalului, și vedem așa o activitate mai loială față de Chișinău. Da, ultima întrebare pe care vreau să vă adresez. Cum credeți că ar trebui să reacționeze Chișinău la toată această agitație generate de Rusia acolo, la sud? Nici de cum să nu răspundă la provocările de la Comrat, dacă autoritățile de la Chișinău sau organele de drept sunt sigure că și sunt capabile să meargă până la capăt, atunci foc la ghete. Dacă nu, mai bine să nu creăm situația când le ajutăm să facă proclamare încă o dată de Republica Găgăuzească. Deci mai bine să nu creăm acest focar, ca să nu fie așa, deci situația și mai grea. Așa, lejer, ei provoacă anume pentru acest scop și se adună comunitatea împrejurul lor și să creeze așa, nu știu cum în română, la hrădionnă crepăști. Da? Da. Deci, cetatea cu asaltată. Asaltată, da. Da. Și iată, asta este miza lor și asta este sarcina lor. Și Chișinăul nu trebuie să intre în această capcană, am înțeles. Da. Da, mulțumesc tare mult pentru această intervenție. O seară frumoasă. Și vă da. Da, revenim cu discuția în studio. Înainte de publicitate, haideți să vă întreb, că tot am văzut tot felul de comentarii pe rețele de socializare azi. Înțeleg că doamna, mai ne-a zis Vlah Guțul, revine mâine în Republica Moldova. Am văzut că și-o a dat și ora când vine. Eu nu o să o dau tocmai pentru că se pare că omul vrea ca acest eveniment să fie cumva marcat la aeroport. Și zice că Guțul va fi arestat la aeroport pentru declarațiile și pentru ceea ce a făcut cu Putin la Moscova. O așteptați? Bine, eu mă bucur că Ilan Șor raționalizează că trebuie să fie arestat doamna Guțul. Dar, bine, este o predicție a lui, ceea ce nu înseamnă că forțele de ordin sau organul de urmărire penală sau procuratura, iată, va face solicitarea lui Ilan Șor. Eu nu cunosc detalii, este organul de urmărire penală cu siguranță care examinează toate circumstanțele și toate detaliile, dar cum s-a vociferat ceva mai devreme, noi oricare acțiune care o facem trebuie să fie foarte bine calculată și analizată pentru a nu face din criminal erou și nu ai da susținere. Da. Deci asta e foarte important. Este o chestie care, cu siguranță, organul de urmărire penală în cadrul procuraturii ține atenția sporită pe acest subiect. Cum trebuie să fie
acționat și cum trebuie să fie catalogate aceste acțiuni. Da, mai ales că avem și o lege a separatismului care dar la contextul instituțiilor de drept care sunt în așa segmentul din UTAG Găuzia, eu vreau să remarc de când este Guțul la Bașcanatul Găuziei, au fost tentative de a încerca de a schimba șeful, cel puțin șeful direcției de poliție UTAG Găuzia, care este o persoană delegată de aici, de la Chișinău, deci este un angajat care nu a fost din autonomie, este trimis de mine de la Chișinău. La fel și marea majoritate a șefelor de inspectorate teritoriale din Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzia sunt toți numiți de mine de aici, de la Chișinău. Dar sunt localnici de acolo. Bine, sunt o parte a angajaților, dar eu mă bucur că la ultimele evenimente care le-am avut, că e ziua poliției, că alte evenimente, toți angajații din poliție, din Unitatea Administrativ Teritorială Găgăuzia au cântat cu mare satisfacție imnul de stat a Republicii Moldova și au ratat patriotism. Bun. Și vreau să remarc că inclusiv când au fost anumite acțiuni în raport, că vorbim cu alegerile Bașcanului, că vorbim cu alegerile locale care au avut loc în toamnă, o mare parte a acțiunilor procesuale care s-au derulat anume mulțumită și colegilor mei din Găgăuzia. Asta e bine, că aveți încredere în ei și sperăm să rămână această cooperare pe care o aveți. Să luăm publicitate. N-am încheiat subiectul legat de ceea ce s-a întâmplat azi. Revenim că mai sunt întrebări de discutat. Sute de ore de antrenamente. Fără compromisuri. Fără slăbiciuni. Maestria se obține prin sacrificiu și perseverență. Câștigă lupta cu tine și poți depăși orice obstacol. Domină confruntarea înainte ca ea să înceapă. Dar și ești așa de rău. N-ai mâncat nimic astăzi? Ia hai cu mine să te hrănesc. Chef de gătit. Arta de a învinge poftele în fiecare weekend la Jurnal TV. Как произошло? Постреляли, побили. Вот скажите, куда мне ехать? Faimosul avion Maria a fost bombardat de către armata rusească. Видишь на улицу, как будто как в Чернобыле, зона отчуждения. Пришли сюда для того, чтобы отстоять свои права как студентов. Стрельней класса, да не можем. Репортажи, мнения компетентных специалистов. Все самое актуальное из первых рук. Я хотел, чтобы было покоя и счастье. Новости Журнал ТВ в прямом эфире с понедельника по четверг в 21:30. Noi ne întâlnim mâine și poimâine după știri la Postscriptum, iar până săptămâna viitoare aveți grijă de voi, aveți grijă de cei dragi. O seară frumoasă! Urmează Postscriptum în fiecare joi și vineri după știri. O să găsim soluții. O să găsim soluții. Și nu trebuie să avem așteptări foarte mari față de această autoritate imediat.
pe noi ne așteaptă la toamnă o catastrofă politică. Nu ne ajută niciodată. Pentru că s-a furat 30 de ani și e numai corupție în țara. Oameni corupți nu pot face justiție. Voi vă credeți zei și faceți totul în spatele ușilor închise. În loc să măriți pensiile, voi cumpărați rachete. Investitorii nu vin într-o țară hărțuită militar și propagandistic. V-am urmărit polemica. În întuneric, parcă vă pasă mai mult de popor. Să vedem ce rămâne când facem lumină. Mai multă lumină. Cabinetul din umbră. În fiecare joi. De la ora 20 la Jurnal TV. Încât de mic vroiam să ajung departe. Și am ajuns. De țară mă desparte un continent, un ocean și câteva state. Sacramento, acasă-i zi, aici-i noapte. Frunză verde, iarbă deasă, iartă-mă, maică, de mă aștepți acasă. Frunză îngălghinită, iarbă cosită, iartă-mă, te rog, țara mea iubită. Iartă-mă, țară iubită, că te-am părăsit eu. Iartă-mă, țară iubită. Cealaltă Basarabie. În fiecare sâmbătă, de la ora 18, la Jurnal TV. Așa e mama. Și a fost bunica. Așa suntem femei lângă femei. Părem nimic și nu însemnăm nimica. Doar niște ele ce-i slujesc pe ei. Ei fac ce fac și tot ce fac se vede. Ba strică mult și ele îndreaptă tot. Și de aceea nimeni nu le crede. Când cad, îmbătrânesc și nu mai pot. Așa e mama și a fost bunica. Și ca ele mâine eu voi fi. Ce facem noi, femeile? Nimica. Decât curat și uneori copii. Femeile vorbesc în fiecare duminică de la ora 18 la Jurnal TV. Toate aeronavele cu delegațiile europene au aterizat deja. Venim cu partea a doua a emisiunii. Doi sau trei reprezentanți, foști reprezentanți ai structurilor de forță au fost implicați în toată combinația asta, pentru că am văzut cifre diferite. Deci sunt trei. Da, am văzut că ziarul de gardă a apărut lumile la doi. Doi deja sunt cu măsură de arest pentru 30 de zile. Aha. Al treilea este măsura preventivă 72 de ore. S-a aplicat astăzi. Și urmează... care... deci azi tot a fost arestat. Exact, reținut. Reținut unul. Nu vreți să ne spuneți nimic despre ei? Bun, dacă două nume au apărut în spațiu public deja, înțeleg că... Deci, mie îmi pare rău că apar numele în spațiu public, totuși noi trebuie să respectăm. Noi trebuie să demonstrăm că suntem instituții de drept și nu cumva afectăm sau facem ingerință în alte situații. Este... Doar un lucru vreau să vă întreb. Spuneți-ne dacă ei făceau parte din gruparea sau grupul acela de al lui Șor numit Scutul Poporului, dacă nu mă greșesc. Sau ei lucrau din subteran? Deci, Scutul Poporului era cumva coordonat de altcineva care tot este plecat din țară. El mai mult încerca să cu două stații de... comunicare și cu două bodycamere să spună că au creat un scut a poporului și cu cinci foști angajați care au fost. Nu?
Cafcaliuc, nu? Haideți să nu-i dăm numele, că la precedenta emisiunii i-am dat numele și a încercat să devină erou prin instanțele de judecată. Bine, dar trebuie să remarcăm că instanța i-a dat refuz. Da. Ați sugerat azi că mai multe partide, ca să vă citez exact, care se încorporează în cadrul acestei grupări criminale ar primi bani pe această filieră. Înțeleg când vreți să le dați, să le numiți, dar spuneți măcar câte, ca număr, câte ați descoperit. Ca deci, să, după asta noi o număra câte avem și câte mai rămân. Da? Cel puțin 4. Deci 4 care sunt active exact, în momentul exact, acesta. Exact, înregistrate la Ministerul Justiției ca partid politic. Și bun. La ASP. Da, foarte interesant. Să nu îi punem în situația în care se descurajează și deoarece mai urmează și alte aspecte de documentare care... Da, da, înțeleg că încă documentarea merge sau cu asta s-a terminat? Nu. Uh-huh. Deci este... Eu mi-aș dori ca într-o bună zi să spun că s-a finalizat, dar cu părere de rău... Constatăm chiar și astăzi, după finalizarea acțiunilor de urmărire penală, mai vedem anumite aspecte de panică chiar între cei care... Uh-huh. Hai, da. Despre sursele, felul cum vin banii în țara asta, eu tare am urmărit și declarațiile pe care le-ați făcut. Am mai discutat cu niște oameni de pe la Poliția de Frontieră. Câte 8.000 de dolari, așa înțeleg că vin prin... Bine, aceasta este una din forme. Asta este o modalitate. Dacă vin și pe carduri, am înțeles. Exact, vin și prin transferuri. Sunt diferite forme. Deci vă asigur că nu este o singură formă de introducere a banilor în țara asta. Dar robinetul ăsta poate fi închis în vreun fel sau noi... Asta e imposibil de luptat și pur și simplu trebuie să înțelegem și să-i prindem și să le luăm banii. Bine, sunt situații diferite. Cu părere de rău, când s-a încercat cumva să facă anumite mecanisme legislative în toamna anului trecut, au apărut și anumite critici. Când anumite tranzacții care, inclusiv și aceste tranzacții pot fi făcute efective doar pentru a introduce anumite sume de bani. Vă dau un simplu exemplu. Procuri un bun imobil, uh-huh, care el în realitate ar costa 20.000 de euro, dar tu îl procuri cu 400.000 de euro, uh-huh, și asiguri acest transfer de bani. Deci sunt diferite mecanisme, modalități care ar putea servi ca temei de tranzacționare și de aducerea banilor. Și multe, multe altele. Ceea ce a spus și doamna Drăgălina astăzi, că la noi legislația până la 10.000 de euro poți să nu-i declari la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova. Iarăși este o formă. Cam asta fac. Dar am spus, sunt diferite forme, nu una și nu două care asigură procesul de alimentare. Dar iarăși aici nu vreau să dau prea multe aspecte și detalii care ar da, nu ne-ar permite nouă alte acțiuni. Să nu-și dai seama pe ce fel e lucrați. Oh, Doamne! Da, există... Acum, știți, mă gândeam, am văzut această... acest eveniment de la Sochi la care a participat și Bașcana. Am văzut tare mulți tineri acolo. Da, sunt marea majoritate de la Bălți. Da? Persoane, da. Deci este fosta, dacă se poate numesc așa, fosta aripă tânără a unui partid care a devenit, cred că, alta aripă tânără a altui partid creat și a apărut iarăși prin anumite finanțări și... Pașcana de la Sud, tinerii de la Bălți. Interesantă combinație. Păi, acoperișul și unora și altora este același. Da. La întoarcere în țară, noi cum ne asigurăm că fiecare din tineri ăștia nu au câte 8.000 de dolari la dânși? Bine, aici este serviciul VAMAL care ar trebui să ia în calcul și această versiune ca persoanele cumva să nu fie, că noi ne dăm foarte bine seama, noi știm foarte bine cine sunt persoanele care au plecat în acel autocar, uh-huh,
spre Sochi și cine sunt, de fapt, nu au niciun potențial de a avea așa bani asupra lor. Deci proveniența lor a fi foarte dubioasă, să o demonstreze de unde iau ei acești bani. Dar este competența serviciului Vamal, care intuiesc eu că va avea grijă de toate responsabilitățile și sarcinile care le revin dumnealor. Spuneți-ne, noi avem o listă cu indivizi în privința cărora trebuie să fim mai atenți atunci când vor să intre în Republica Moldova? Adică noi vedem în fiecare dimineață statisticile că atâția cetățeni n-au fost admiși în Republica Moldova și sunt de obicei 20, 30, 40 au fost uneori în perioade mai fierbinți, care au fost întorși de la aeroport. Cum îi determinăm gradul lor de pericol pentru Moldova? Bine, noi lucrăm pe paliera noastră, poliția. Eu vorbesc în numele poliției. Poliția de frontieră e tot în nu cadrul. Este subordinea mea. Okay. Poliția de frontieră este o entitate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne la același nivel cu poliția. Deci suntem două entități paralele, subordonare egală către conducerea Ministerului Afacerilor Interne. Dumnealor sunt cei responsabili de segmentul de trecere a frontierei, dar asta nu înseamnă că în anumite circunstanțe, când la ei apar anumite riscuri, deci automat se face schimbul de informații pe sistemul analitic la anumite persoane. Dacă ele cumva ce prezintă ca risc pentru noi, același lucru se întâmplă și la noi, dar țin să precizez că este o muncă comună, nu doar a poliției de frontieră și a poliției, este o muncă comună și cu serviciul de informații și securitate, acolo unde de fapt acest algoritm și în mare parte de fapt, informația se centralizează către Serviciul de Informații și Securitate și Poliția de Frontieră. Noi furnizăm informații care le avem despre anumite riscuri, despre anumite persoane, către aceste două entități. Ei deja, prin calitățile lor și responsabilitățile care le au, deja ei primesc decizia finală. Am vrut să vă mai întreb de judecătoarea aceea care a fost, judecătoarea cu ghilimele, din regiunea transnistreană care a fost întoarsă de la aeroport, dar înțeleg că nu o să vreți să-mi spuneți, că o să spuneți că e treaba poliției de frontieră. Bine, este treaba poliției de frontiere, a fost o acțiune a poliției de frontiere, dar țin să remarc că este un cetățean a Federației Ruse. Nu văd care este... Dar zicea că trăiește la Tiraspol. Bine, la Tiraspol trăiesc și alți exponenți din Federația Rusă, cetățenii Federației Ruse. Asta nu înseamnă că în momentul când vor ieși din țară și vor fi întorși, dacă ei vor prezenta un anumit risc pentru securitatea statului, faptul că el are viză de reședință sau de domiciliu la Tiraspol, el trebuie să vină la Tiraspol. Este un cetățean al unui alt stat care cumva a pus în pericol aspecte de securitate și ordine ale Republicii Moldova. Și, dacă sincer, bine, este responsabilitatea altei entități, dar uitându-mă din punct de vedere juridic, nu văd absolut nicio ilegalitate. Cetățeana respectivă nu este cetățeana Republicii Moldova în registru de stat al populației Republicii Moldova. Bănuiesc că ea a mai intrat în Republica Moldova. Bine, a intrat ca cetățean, exact, cetățean străin al Federației Ruse, cum a încercat să o fac și acum. Sau eu nu-mi dau seama dacă instituțiile statului ar admite ca un cetățean al Federației Ruse care prezintă un așa numit act de identitate din regiunea transnistreană să-l recunoască. Asta este absurd, ca să recunoști un act de identitate a unei regiuni care se proclamă și care el nu este recunoscut. Da, interesant. Dar din informația pe care o aveți dumneavoastră, ea până la urmă a reușit să ajungă la Tiraspol sau... Îmi este greu să răspund. Nu cunosc, dar la acea etapă știu cel puțin că nu a fost admis. Da, știu că a fost întoarsă, da. Încă puțin mai rămânem la gruparea asta destructurată și despre care ne-ați povestit azi. Și vreau să vă întreb un pic, iarăși am văzut că vă feriți de aspectul ăsta, dar el e interesant, mai ales că am văzut că s-au aprins și jurnaliștii de peste Prut. Extensia românească a acestei grupări, dacă pot să zic așa, deci acel protest care a fost organizat... Nu prea a fost reușit el, dar... Bun, dar am văzut niște tineri care aveau niște pancarte scrise de aceeași mână împotriva Mae Sandu la București. Este tot un microbus care
a reușit, cu părere de rău, un singur microbuz a trecut, da? 20 de persoane. A plecat un pic mai devreme și din aceste considerente. Haideți să vorbim un pic despre treaba asta. În primul rând ați spus că ați lucrat la aspectul ăsta împreună cu Poliția Română. Da, da. Da? Deci noi suntem într-o relație foarte bună, profesională, cu colegii din România. La direct comunicăm cu conducerea Poliției Române la orice subiect care îl avem legat de infracționalitate sau de securitate. Și a fost o cooperare directă, dar țin să precizez că nu am lucrat doar poliția la acest capitol. A fost o muncă comună cu marea majoritate a instituțiilor de forță și de drept din Chișinău și de la București, inclusiv și frontieră, inclusiv Serviciul de Informații și Securitate. Deci am lucrat cu toții despre acumularele de informații, despre acțiuni, despre tot absolut. Deci urmau să ajungă 200, cel puțin 200. Deci practic 200 de persoane urmau să ajungă. Prețurile pe care, sau prețurile, taxele pe care le-ați numit pe minim o... Ne-au mirat și pe noi. 10.000 de dolari sau euro pentru un microbus? Informația era 10.000 de euro, dar s-a dovedit a fi 10.000 de dolari. Și ce m-a mirat cel mai mult, cred că pentru a nu dezamăgi și pe viitor potențialii candidați, la revenirea, deci chiar cei care nu au reușit să traverseze frontiera de stat, fiind întorși de colegii din România de la punctul de trecere a frontierei, deoarece ei nu aveau un argument, unde merg și care este scopul lor de vizită în România și ei habar nu aveau, unii este Bucureștiu și unii este Ploieștiu și erau departe de ceea ce urmăreau ei, întoarcerea microbusului spre Chișinău, persoanele oricum au fost remunerate cu câte 400 de dolari. Serios? Da. Da, spuneți-ne și că ați făcut conexiunea cu AUR la un moment dat în cadrul briefingului și vreau să vă rugăm să desfășurați un pic să înțelegem care este legătura. Bine, eu nu aș vrea ca să creez o pârghie de polemică pe seama subiectului ăsta, dar dacă noi o să facem o simplă... S-a început deja o simplă, în România de asta. O simplă paralelă clară, cine a fost partidul care a îndemnat la București, haideți să ieșim și să boicotăm și să... O să vedem foarte bine. Nu a ieșit la un moment, că iarăși și-au dat foarte bine seama de anumite riscuri. Dar dacă o să analizăm din spațiu mediatic și informatic, inclusiv de pe rețelele de socializare, o să vedem care a fost îndemnul și care a fost îndemnul, parcă era același text cu cel scris de la Chișinău. Și de pe pancardele care au ieșit cei de la Chișinău ajunși la București. Luăm publicitate acum, după pauza de publicitate, încă puțin mai discutăm subiectul ăsta și mai sunt câteva subiecte pe care vreau să le discutăm neapărat, inclusiv despre ceea ce am văzut zilele astea la Piața Centrală. Neapărat vreau să vă întreb, pentru că ceea ce am văzut acolo este inacceptabil și nu cred că țara asta ajunge la porțile Europei cu ceea ce am văzut acolo. Publicitate și revenim. Sute de ore de antrenamente. Fără compromisuri. Fără slăbiciuni. Maestria se obține prin sacrificiu și perseverență. Câștigă lupta cu tine și poți depăși orice obstacol. Domină confruntarea înainte ca ea să înceapă. Dar și ești așa de rău. N-ai mâncat nimic astăzi? Ia hai cu mine să te hrănesc. Nu.
постреляли побит. Вот скажите, куда мне ехать? Faimosul avion Mria a fost bombardat de către armata rusească. Vedeți la ulicu, ca будто как Чернобыль, зона отчуждения. Пришли сюда для того, чтобы отстоять свои права как студента. Трелей класса на мимоном. Репортажи, мнение компетентных специалистов, все самое актуальное из первых рук. Я хотел, чтобы было покоя и счастья. Новости Журнал ТВ в прямом эфире с понедельника по четверг в 21:30. Noi ne întâlnim mâine și poimâine după știri la Postscriptum, iar până săptămâna viitoare aveți grijă de voi, aveți grijă de cei dragi. O seară frumoasă! Urmează Postscriptum în fiecare joi și vineri după știri. O să găsim soluții. O să găsim soluții. Și nu trebuie să avem așteptări foarte mari față de această autoritate imediat. Pe noi ne așteaptă la toamnă o catastrofă politică. Nu ne ajută niciodată. Pentru că s-a furat 30 de ani și e numai corupție în țara. Oameni corupți nu pot face justiție. Voi vă credeți de ei și faceți totul în spatele ușilor închise. În loc să măriți pensiile, voi cumpărați rachete. Investitorii nu vin într-o țară hărțuită militar și propagandistic. V-am urmărit polemica. În întuneric, parcă vă pasă mai mult de popor. Să vedem ce rămâne când facem lumină. Mai multă lumină. Cabinetul din umbră, în fiecare joi, de la ora 20, la Jurnal TV. Încât de mic vroiam să ajung departe și am ajuns. De țară mă desparte un continent, un ocean și câteva state. Sacramento, acasă-i zi, aici e noapte. Frunză verde, iarbă deasă, iartă-mă, maică, de mă aștepți acasă. Frunză îngălghinită, iarbă cosită, iartă-mă, te rog, țara mea iubită. Iartă-mă, țară iubită, că te-am părăsit eu. Iartă-mă, țară iubită. Cealaltă Basarabie, în fiecare sâmbătă, de la ora 18, la Jurnal TV. Așa e mama și a fost bunica. Așa suntem femei lângă femei. Părem nimic și nu însemnăm nimica. Doar niște ele ce-i slujesc pe ei. Ei fac ce fac și tot ce fac se vede. Ba strică mult și ele îndreaptă tot. Și de aceea nimeni nu le crede. Când cad, îmbătrânesc și nu mai pot. Așa e mama și a fost bunica. Și ca ele mâine eu voi fi. Ce facem noi, femeile? Nimica. Decât curat și uneori copii. Femeile vorbesc în fiecare duminică de la ora 18 la Jurnal TV. Toate aeronavele cu delegațiile europene au aterizat deja. Revenim cu ultima parte. În martie 2023, ca și azi, parcă v-am văzut, da? Tot ați ieșit la un briefing și ați anunțat deconspirarea altei grupări. Atunci era formată din fesebiști, așa i-ați prezentat.
Și era și un reprezentant a grupării Wagner. Așa. Nu am mai aflat nimic după asta, nu s-a mai auzit nimic după asta despre cazul ăsta. Bine, dosarul este în instanța de judecată. Deci dosarul atunci a fost foarte rapid documentat și expediat în instanța de judecată. Eu, dacă nu greșesc, în luna mai anului 2023 dosarul deja era expediat în instanța de judecată. La moment este pe rolul instanței de judecată. Noi sperăm că instanța într-o bună zi nu va stabili ședințele odată în lună sau odată la două luni, dar cumva va asigura procesul acesta de examinare a unui dosar care cumva ține de securitatea statului Republica Moldova și vom avea un verdict pe acest dosar, dar dosarul a fost expediat în instanța de judecată în luna mai, dacă nu greșesc. Sfârșitul aprilie, mai. Indivizii care figurau acolo, ei sunt Bine, nu au avut rolul de lider, au avut rolul de organizator și că liderii se află sunt în altă parte. Sunt sub control judiciar sau sunt cu regret, sunt sub control judiciar și este o chestie care nu vreau să intre în polemică a jurisprudenței cu instanțele de judecată, dar este o chestie care cu regret o constatăm în multe circunstanțe, că cei care, în privința cărora sunt dovezi, instanța cumva neglijează riscurile care se întâmplă pe acest palier și nu mă miră deloc, mai ales după decizia de azi cu Tauber. Și eu elementar mă duc pe câteva aspecte. Am avut în campanie electorală când doamna de la UTA Găgăuzia, care îi spunea pe telefon, trimite-mi fotografia cu semnătura că eu ți-o falsific aici și eu o scriu, împărțea banii din birou și unii mai punea prin lingerie intimă și mi-a lua acasă, că bine, dacă sunt bani, veniți mai simplu, de ce să nu iei și acasă, este o chestie. Unii a fost documentată și cu toate probele și instanța de judecat nu a considerat necesar ca să aplice măsuri preventivă în privința persoanei, dar menționez, acea persoană nu era la prima documentarea noastră și să mergem la instanța de judecată să cerem măsură de arest. Era a doua situație în care a fost documentată și am ajuns în biroul instanței de judecată, dar cu regret am asta avut ce am avut. La Găgăuzia, în UTA Găgăuzia. Revenim la situația de la Orhei. Acum două săptămâni sau când am avut iarăși acțiuni, când am intrat în primărie și am luat angajata primăriei care împărțea. Da. Iarăși, dacă prima instanță a menținut, iată, vedem că Curtea de Apel a considerat că este mai optim să fie arest la domiciliu. Dar dacă mă duc și pe altă palieră, contrabanda cu țigări, care inclusiv ex-angajații ai poliției, care pe lângă faptul de contrabandă au atentat și la viața angajaților poliției, încercând de a înlătura mașina poliției de pe traseu ca să o dea pe acostament și mașina a fost accidentată atunci în copac, anume în scopul de a atenui. Noi, nu uiteți cazul, da. Exact. Mai mult ca atât, dacă ne amintim acum câteva zile, vedem că tot ei au încercat să sustragă actele care din mijlocul de transport care confirmă anumite acțiuni ilegale și s-a mai pornit o cauză penală și către suspecții care au fost antrenați în acest proces de sustragere a documentelor, iarăși instanța de judecată a considerat că ei trebuie să stea acasă. Deci este o chestie care ne îngrijorează și pe noi în multe situații de genul respectiv. Justiție. Justiția în țara asta o să ne pună capacul. Of, bun, vreau să vă întreb despre Cafcaliuc. L-am văzut foarte activ la un moment dat la protestele lui Ușor, apărea și el pe ecran, ținea discursuri și așa mai departe. O dispărut de pe ecrane, nu-l mai vedem, dar nici nu ne-l mai extradează Marea Britanie sau unde e el acolo. Bine, care este motivul retragerii, nu cunosc. Asta poate, Dumnezeu cu dânsul. Poate undeva s-a retras ca să lui, roage sau ceva. Statutul lui acolo care este, știți, a cerut azil, ce-i cu viața lui? Mie mi-este greu ca să răspund, deoarece dosarul este în gestiunea BC Cox-ului. Noi, prin intermediul
Direcției Cooperare Polițienească Internațională, doar asigurăm aspectele tehnice de transmitere a actelor prin canalele de comunicare. Bine, nu aș vrea să dau un răspuns acum că este sau nu este acolo, deoarece cred că cel mai oportun ar trebui să răspundă instanța, organul de procuratură la acest capitol. Este un dosar care noi nici nu suntem parte în grupul de lucru pe dosarul respectiv. Este, bine, nu e un dosar. Eu, din câte cunosc, sunt 3 sau 4 dosare la care îl vizează pe acest personaj, dar toate țin de organul procuraturii. Noi nu suntem parte a acestui grup de lucru de documentare a cetățeanului respectiv. Bun. Nu știu dacă ați văzut, a apărut ieri știrea, Curtea Penală Internațională a anunțat marți că a emis mandate de arestare împotriva generalului rus Serghei Kobilaș și amiralului Victor Sokolov, acuzați de crime de război în Ucraina. Vreau să vă întreb ce se întâmplă dacă, ipotetic, oamenii ăștia vor să treacă prin Republica Moldova, să intre în Republica Moldova. Deci nu au decât, în momentul în care un cetățean este anunțat în căutare, indiferent care este statutul lui, că e amiral, că este general, odată ce persoana este anunțată în căutare, la momentul intenției de traversare a frontierei de stat, este reținută și după procedură extradat solicitantului de pe măsura respectivă. Curții internaționale de la Bine, Haga. Bine, eu intuiesc și Curtea Internațională de la Haga, intuiesc și Ucraina. Și Ucraina, da. Și cu Putin la fel. Că deci el tot, oricare cetățean. Noi, spre deosebire de alții, nu facem alegerea și nu avem nicio restanță la capitolul extrădării persoanelor anunțate în căutare. Interesant. Dacă vine Putin, îl arestăm și îl predăm Curții de la Haga. Putin vine, cetățeanul Putin. Atâta timp cât este în aspect de lege penală dat în căutare internațională, nu văd care ar fi scuza noastră ca să nu acționăm corespunzător cum prevede legea. Am văzut, cred că vreo 3 cazuri în ultimele 2 luni, când cetățeni moldoveni sunt extradați din Rusia în Republica Moldova. Înțeleg că o cooperare există, că la un moment dat, nu știu Bine, cine l-a întrebat, nu exista nicio discuție. Noi trebuie să spunem o chestie. Aspectele care sunt pe compartiment mai mult cu conotație politică este o chestie. Ceea ce ține de aspectul infracțional, noi nu trebuie să tolerăm infracționalitatea, deoarece infracționalitatea, dacă astăzi este acolo, mâine poate fi pe teritoriul Republicii Moldova sau invers. Și atunci când un cetățean care a comis, eu vă dau un simplu exemplu, de curând am extradat un cetățean care a comis o infracțiune de dublu omor acum 20 ceva de ani. Și iată, el a fost reținut. Rudele, familia victimilor respective, cumva întotdeauna se întreabă de ce, cum ne întrebăm și în cazul altor infractori, de ce nu ajung ca să fie supuși justiției de aici, de la Chișinău. Iată, același lucru. Noi, acolo unde avem un criminal care a comis o crimă pe teritoriul Republicii Moldova și el este subiectul unei infracțiuni, în mod special când vorbim de infracțiuni contra vieții și sănătății, care cumva, sau infracțiuni sexuale, imaginăm-ne noi că, Doamne ferește, un astfel de infractor comite o infracțiune cu caracter sexual asupra unui minor. Noi nu trebuie să ne uităm pe alte principii. Noi trebuie să facem tot posibil ca acel infractor să fie extradat și să fie supus justiției de la Chișinău. Și în astfel de situații, noi lucrăm pe compartimente bilaterale ca să putem asigura astfel de extradări. Bine, în mare parte, acestea și sunt cele care le asigurăm în ultima perioadă. Dar nu pot să fiu neglijent acolo unde vorbim de infracțiuni deosebit de grave, excepțional de grave, care țin de viața și de sănătatea oamenilor. Da, deci când e vorba de dosare cu oameni din ăștia cu conexiuni politice, ca să zic așa, acolo lucrurile merg rău. Cooperarea merge rău cu Rusia. Bine, iată, când vedem, e vorba de criminali fără conexiuni politice, lucrurile merg. Exact. Această colaborare, ea există. Bine, conlucrarea pe linia de schimb de infractori o asigurăm. Bun. V-am zis că am fost la Piața Centrală în zilele astea. A trebuit să duc o geantă la autocar pentru copii în România. Și am mers un pic pe jos pe acolo. Nu prin piață. În piață, de-am înțeles că acolo e piață.
Da, în adiacentul pieții. Domnul Cernățean. Bine. Mie îmi pare bine că îmi dați mie întrebarea și nu aptul să răspund altcineva. Dar eu o să încerc să vă răspund. Codul contravențional are, dacă nu greșesc eu, peste 79 de contravenții care sunt constatate de poliție. În afară de aceasta, mai sunt o serie de contravenții care țin de competența altor instituții ale statului sau alte autorități. Toți s-au deprins în timp că poliția este cea care constată toate contravențiile ce se întâmplă în Republica Moldova, pornind de la... Că mai este o contravenție foarte interesantă în codul contravențional, unde poliția trebuie să constate starea de suferință a unui animal, că iată, da, animalul cumva a fost supus anumitor maltratări. Nu-mi imaginez, un polițist nu poate să constate starea de suferință a unui om care vorbește și explică, și aceasta se face pentru o expertiză medicală sau psihologică sau psihiatrică, dar cum poți să constați în cazul unui animal de către polițist? Bine, este o chestie aparte. Dar între timp, de la anii 2000 încoace, tot s-au creat alte structuri ale statului care cumva au competența de constatare pe anumite domenii. Dacă anterior, că era de păduri, tăiere de vegetație, era poliția, că era animale, era poliția, că era pe domeniul, mai știu eu care, de transport, de marfar sau de pasageri, era poliția. La ziua de astăzi, aceste competențe, ele sunt delimitate cumva în codul contravențional. Dacă vorbim de domeniul transport, pasageri, marfar, este ANTA, nu este competența poliției. Dacă vorbim de anumite competențe pe fisc, este fiscul, dacă este VAMA, este VAMA. Dacă vorbim de protecția animalelor, este protecția animalelor. Dacă vorbim de păduri, este păduri. Acum ne ducem la oamenii care vând acolo... Exact. Aici am vrut să ajung. Corect. Și așa mai departe. Iată, uitați. Acolo, asta e... Este articolul 273 din codul contravențional, care anume prevede comerțul stradal. Da. Anume acest articol 273, dacă o să-l deschidem, o să vedem, el are, dacă nu greșesc eu, vreo 17 alineate. Unde prevede, inclusiv, iată ceea ce spuneți dumneavoastră, produse perisabile. Este ANSA, care este instituția abilitată să constate contravențiile de comercializare a produselor perisabile în locuri neadmise. Dacă o să ne ducem la altă, și ce este cel mai interesant, că toată lumea nu înțelege că, de fapt, constatarea comerțului stradal este competența autorității publice locale. Articolul 429, indicele 10 din codul contravențional. O perioadă foarte lungă de timp, primăria a spus că nu are oameni pregătiți, nu cunoaște cum să facă acest lucru, nu știe. Când vorbeam de parcările ilegale, spunea că nu are competențe. În anul 2022-2023 am organizat repetate instruiri cu reprezentanții primăriei ca să-i instruim, iată, cum se constată o contravenție. Și la ziua de astăzi, competența de comerț stradal este competența autorității publice locale. Deci primăria este cea competentă de comerțul stradal. Primăria poate solicita suportul nostru doar atunci când este vorba de o nesubordonare, deci cetățeanul cumva cu rea voință nu se subordonează, apare ceva circunstanțe. Uh-huh. Iată, când vedem evacuarea diferitor buticuri de pe un oraș, e același lucru, doar vine autoritatea publică locală și evacuează. Dacă apar neclarități sau ceva, solicită suportul poliției ca să nu degenereze lucrurile într-o altă extremă. Dar normal, după lege, a trebuit să fie primăria. Acum, de ce autoritatea publică locală nu vrea să-și onoreze aceste responsabilități prevăzute clar de codul contravențional? Și încă o dată repet, articolul 429, indicele 10, stabilește clar competența pe articolul 273 din codul contravențional, că este competența autorității publice locale. Iată, eu vă dau un exemplu și o să-mi explicați și o să înțeleagă poate și telespectatorii. Deci, în adiacentul pieței centrale din Chișinău se vinde tot ce vrei, brânză în praf, curcani tăiați așa, în praf și așa mai departe. Deci spuneți că asta e treaba ANSA. Alcool adus din regiunea transnistreană, că i-am cunoscut pe câțiva așa, da? Un alt caz care a revoltat toate interneturile, ca să zic așa, când polițistul a prins o băbuță care vinde flori și-o saltat-o de acolo, pentru că n-are voie să vindă flori. De ce păbuța aceea poate fi saltată, dar oamenii aceia nu pot fi, în privința lor, nu bine, pot fi aplicate anumite măsuri? Eu vreau să-mi dați un exemplu când a fost saltată o băbuță, în, cel puțin în ultimul un an și jumate. Da, iată, a fost o situație care a apărut codul la care v-ați referit dumneavoastră, nu s-a modificat. A fost competență dublă.
Deci, și era o chestie care era și abuzivă din partea poliției, profitând de astfel de situații și de a interveni în comerțul stradal, că cumva exista și un interes în toată aceasta. Deci, eu o să, dacă aș face, am avea o lecție de, pe domeniul jurisprudenței, este articolul 399 din Codul Contravențional, care spune că orice agent constatator s-ar prezuma și cel de la vamă și cel de la fisc și cel de la ANSA și cel de la ANTA, în cazul constatării unei contravenții, poate constata contravenția, după care o remite pentru examinare organului competent pentru examinarea acesteia. Uh-huh. Deci eu, după logică, aș putea constata orice tip de contravenție, inclusiv și din domeniul sănătății sau alta, și s-o remit conform competenței pe articolul 399 alineatul 2 din Codul Contravențional organului abilitat. Iată, eu am constatat, am întreprins măsuri, poftim, aplicați sancțiunea deja. Și era o chestie. În spațiu public a apărut, dacă nu greșesc eu, un an și ceva în urmă, o situație care, dacă nu greșesc, la Ciocana, unde o bătrânică a fost, dar țin să precizez că a fost o chestie în care nu a fost evacuată bătrânica de acolo, doar a fost cumva trecută 10 metri din acea locație în adiacent. Cât s-a dat cumva o interpretare și cine a plasat acel filmuleț a lăsat loc de interpretare este altceva. Dar am spus, eu la ziua de astăzi categoric nu admit ca polițistul să intervină acolo unde este vorba de comerțul stradal, mai ales când vorbim de o bătrânic care undeva comercializează ceva, okay. Iar în același timp îndemn autoritatea publică locală să-și onoreze responsabilitatea prevăzută în Codul Contravențional. Și noi o să oferim tot suportul acolo unde întâmpină dificultăți în procesul de documentare. Dar noi să fim cumva servitorii autorității publice locale, iar când să profite de acest lucru în campanie electorală, spui că asta nu noi facem, dar asta poliția și asta așa. Nu, noi trebuie să ne onorăm toți obligațiile care le avem în competență. Da. Deci, noi trebuie să întrebăm pe cei de la primărie de ce permit dar asta ideea, dar recomand să, că nu știu cum, de câte ori domnul primar este întrebat la subiectul ăsta, așa, foarte evaziv încearcă să răspundă, dar aș recomanda să deschideți și să-i arătați articolul 429, indicele 10 din Codul domnul Contravențional. Domnul primar, deschideți și citiți-l singur, pentru că la emisiunile noastre dumneavoastră nu veniți. Deschideți acest articol, citiți-l și faceți ceea ce trebuie să faceți la piața centrală, în adiacentul pieței centrale. Am fost în piață, sunt locuri libere. Deci acolo sunt tarabii unde nu stă nimeni. Întreb pe oameni, de ce nu vă duceți în piață? Pentru că sunt locuri libere în piață. Oamenii spun că nu se duc în piață pentru că e o taxă prea mare și zic, cum mi-a zis o doamnă, zic că eu trebuie să dau un cucoș numai ca să-mi plătesc acel loc. Dacă stau locurile cele degeaba și oamenii ăștia se chinui în praf pentru că vine vara și o spută la poarta pieței centrale, dați prețurile astea, taxele astea la piață mai mici, ca oamenii ce poate să ducă să își vândă producția în piață, pentru că sunt produse de case, de la oameni, gospodari, care au crescut găina aceea și vor să o vândă. Of, gospodari, despre polițiști și salarii vreau să vă întreb și gata, nu mai avem timp. Spuneți-ne dacă aveți deficit de polițiști. Înțeleg că aveți mult de lucru, dar nu știu dacă aveți oameni suficienți și dacă se mai umblă la salarii. Deficit de polițiști întotdeauna a existat, cu părere de rău, dintr-un punct de vedere, dar cu părere de bine din alt punct de vedere, procedura de angajare a unui polițist este anevoioasă. Noi trebuie să recunoaștem, o procedură durează până la 4 luni de zile, dar în momentul când el este angajat la a patra lună, el încă pentru o perioadă de 6 luni de zile este trimis la cursuri de pregătire. Deci se prezumă că 10 luni de zile acea funcție de fapt nu are omul care... Plecarea unui angajat din poliție se face într-o zi, dar aducerea unui angajat este o durată de... Iată, să-l avem real în funcție pentru exercitarea atribuțiilor este după 10 luni de zile. Cu regret, sunt situații în care este dificil, trebuie să recunoaștem, pe aspectul de personal, dar noi nu putem să spunem chiar așa cum încearcă cineva să mediatizeze că avem un deficit enorm. Uh-huh. Întotdeauna, cel puțin de când eu activez, în poliție a existat această fluctuație de 10%,
plecările și venirile. La ziua de astăzi avem 13% deficit de personal. Dar am spus, este o chestie care din diferite circunstanțe și noi trebuie să înțelegem foarte clar. Dacă în anii 95, anii 2000, altă activitate mai atractivă decât cea polițienească nu găseai deoarece nu era domeniul IT, nu era domeniul business atât de bine dezvoltat, nu erau alte activități. Acum, la ziua de astăzi, un tânăr specialist în Chișinău care are capacități de a se dezvolta, el o să meargă pe o altă palieră care este mult mai atractivă și din punct de vedere financiar și din punct de vedere a activității care o desfășoară. De ce? Dar și volumul de muncă care îl are un polițist, noi trebuie să recunoaștem că un polițist nici de cum nu lucrează doar 8 ore pe zi. Asta trebuie să fim realiști. Adevărat. Da. Cât ține de salariu, scurt. Este foarte... Pentru mine este un salariu mic pentru munca care o fac colegii noștri. Un polițist, un sectorist, de exemplu. Cel mai tânăr angajat, dacă o să luăm până în luna decembrie anului 2023, cel mai tânăr angajat primea un salariu la mână, estimativ în jur de 7.000-7.200 de lei. Foarte. Da, după modificările legii bugetului care au avut loc și au intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2024, în medie ajungem la salariul unui începător la 10.000 de lei. Oricum e foarte puțin. Dar cu siguranță. Da. Mulțumesc că ați venit pentru aceste detalii foarte importante. E important, doamnelor și domnilor, să fim vigilenți în 2024 și 2025. Maximă vigilență la tot ce auziți, puneți la îndoială, pentru că asta este soluția ca să vă să înțelegeți ceea ce se întâmplă în tot acest haos informațional în care trăim noi. Felicitări, doamnelor, cu ocazia zilei de 8 martie și o seară frumoasă! Îți satisface și bugetul și pofta. Încearcă noi cheesy pui și cheesy vită cu cartofi sau băutură la doar 45 lei. Disponibil în toate restaurantele McDonald's. Venicule, vezi, 10 kg.